interesat procesul de luare de ședinței de Consiliu, doamna secretară. Mulțumesc, domnule președinte, numele dumneavoastră, vă spun și eu, pe ocazia ședinței de constituire de data de 3 de persoane. Eu spun că am cuprins la timp ce s-a întâmplat în ședința de constituire, dacă l-a parcurs, aveți amendamente. Acum, iar nu suntem mulțumesc. Mulțumesc, domnul secretar. O să cred de modificare. Frumos. Hai. Un pic să fac și o completare, să susțin poziția domnului Marcel Vela, pentru că dincolo de ceea ce ați auzit juridic vorbindu-se în sală, s-a făcut o eroare care n-aș vrea să fie percepută de presă. Să știți că președintele Consiliului Județean și lucrurile acestea se întâmplă și la Camera Deputaților, într-adevăr are competența să ia act de demisie. Dar nu facem biroul dânsului personal, o face tot într-o ședință de plen. Iar prima ședință de plen ordinară, în care președintele de Consiliu Județean ia act de demisie și supune la vot vacantare, a fost această ședință de Consiliu Județean. Deci este un abuz faptul că a venit direct cu propunerea de vacantare, fără a spune colegilor că, de asemenea, în aceeași ședință ia și act de demisie. Din punctul meu de vedere, domnul Marcel Vela, ca și consilier județean, cu privire la demisia căruia nu a fost încă luat act, putea să voteze și putea să își exprime tot opțiunea în această ședință. Demisia mea a fost înaintată domnilor și doamnelor consilieri județeni, nu domnului președinte. Retragerea demisiei, ăsta e termenul juridic, mi-am retras demisia, a fost adresată domnului președinte care a luat act înainte de consilierii județeni de acest act personal și de retragere, rugându-l să retragă acest proiect de pe ordinea de zi fiind inițiator. Deci era la latitudinea domnului președinte Hurduzeu, în care eu până azi aveam încredere că este un politician corect, un președinte care vrea binele județului. Nu l-a retras, l-a supus votului, a jonglat și cu majorități, nemajorități, trecem și peste acest subiect, dar le spun din start, ca să știe, ca să văd că au primit demisia, retragerea demisiei, în demisia respectivă am scris ca să-mi dea ordinea de zi pe mapa de ședință, pe mail-ul meu personal, mapă care am primit-o ieri. Deci până ieri, când am primit ieri mapa pe mail, eram considerat consilier județean. Și domnul Hurduzeu Silva și domnul Darian Ciobanu au considerat că sunt consilier județean din moment ce mi-au dat mapa. Corect? Am și mapă pe masă, mi-au dat-o astăzi înainte, de ședință angajații Consiliului Județean, care sunt convins că și ei cred că am dreptul să fiu consilier județean. S-a întâmplat ceva în atmosfera politică sau
ordinele venite dintr-o zonă sau alta și s-au întâlnit probabil într-o ședință, într-un comitet de criză înainte de această ședință și au luat decizia să nu mă voteze. Nu este nicio problemă, nicio pagubă că nu este Vela consilier județean. Eu am spus că mi-am dat demisia și am evocat, colegii au evocat în comunicat, că eu am candidat pentru funcția de președinte, mi-am asumat-o, n-am câștigat-o, mă retrag să vin alt coleg. Am revenit pentru a nu se interpreta că datorită faptului că nu sunt eu aici, ar fi cumva vinovat Consiliul Județean, n-ar avea, eu știu, calitatea sau puterea sau capacitatea să susțină investiții și m-am simțit obligat să nu fiu o posibilă cauză sau imaginată o cauză, pentru că eu nu pot să fiu o cauză de, pentru că se face sau nu o investiție, că sunt aici și susțin pe Hurduzeu Silviu, președintele Consiliului Județean și majoritatea construită pentru a se face bine și a se face această investiție și altele în Consiliul Județean. Deci am... Proiectul de hotărâre, vă rog. Legat de întrebare de proiectul de hotărâre despre care a suscitat cel mai mare interes și cea mai mare dezbatere, vreau să vă spun că ordinea de zi a fost stabilită cu cel puțin 5 zile înainte, așa cum este stabilit. Pe toate proiectele de hotărâre pe care președintele Consiliului Județean le-a inițiat, au existat aprobări din partea comisiilor de specialitate, astfel încât în plenul ședinței toate aceste proiecte de hotărâri să fie cu avizele necesare. În urmă cu 2 zile a fost o solicitare de retragere de pe ordinea de zi a celor 2 nominalizări din partea Partidului Național Liberal în locul celor 2 demisii, a domnului Vela și a doamnei Schelian, iar ieri a sosit pe fax o solicitare a domnului Vela de modificare a ordinii de zi, de scoatere de pe ordinea de zi a demisiei pe care dânsul și-a anunțat-o și-a înaintat-o Consiliului Județean undeva pe la începutul lunii. Conform procedurii, am supus votului plenului Consiliului Județean aceste solicitări. 2 au trecut, 1 nu a trecut, de fapt 3 au trecut, că am mai solicitat retragerea încă unui punct de pe ordinea de zi, era proiectul de hotărâre privind validarea autorității pentru protecția publică. Era, oarecum eram pus în imposibilitate de a valida astăzi, azi făceam completarea în ATOP cu reprezentanții Consiliului Județean, urma să se întrunească ATOP-ul, să-și aleagă președintele și ulterior să validăm întreaga componență a acestei structuri. Deci 3 puncte de pe ordinea de zi au fost scoase prin votul colegilor consilieri județeni, 1 punct nu a fost scos și s-a curces la vot. Am înțeles că domnul Vela a solicitat retragerea demisiei, nu retragerea proiectului de ordine de zi. O să vă pun la dispoziție documentul pe care dânsul l-a înaintat Consiliul Județean, în care solicită scoaterea de pe ordinea de zi a demisiei dânsului și faptul că dorește să revină la demisie. Practic, l-ați eliminat dumneavoastră, PSD-ul, PSD, Alianța, l-ați eliminat pe domnul Vela din Consiliul Județean. În conformitate cu demisia pe care dânsul a înaintat-o Consiliului Județean. Nu era revenit asupra demisia, gestului său. Revenirea a fost făcută după ce ordinea de zi a fost întocmită și au fost, repet, pentru toate punctele de vedere. E un gest unilateral și la fotbal. Dacă ne uităm seara la televizor, vedem chestii din genul ăsta. A luat o hotărâre azi, o demisie astăzi, mâine a revenit asupra ei. Vă cred, domnul Nafiru, dar aici discutăm despre Consiliul Județean și nu de fotbal. Și pe mine m-a caracterizat în toată activitatea mea politică seriozitatea. Domnul... Și eu nu vreau să intru în astfel de polemici. Eu știu că și-a anunțat domnul Vela demisia în scenarii pe care n-am mai susținut scenarii, vă rog să nu mă întrerupe, în scenarii de acest gen, pe care le-am mai văzut și în campania electorală, nu cred. Se creează artificial un scandal legat de un punct de pe ordinea de zi care nu făcea referire la nimic altceva decât la nominalizarea unui reprezentant într-o asociere pe care Consiliul Județean o avea, ca urmare a apariției în presă a unui articol
că la nivelul Consiliului Județean se va întrerupe un acord de participațiune pe care l-avea Consiliul Județean cu o societate, a ieșit același actor și a făcut declarații că nu va mai face investiții în județul Caraș-Severin pentru că nu este Marcel Vela președintele Consiliului Județean. Vă rog să mă scuzați, eu în viața mea n-am auzit despre un investitor care să condiționeze o investiție de cel care conduce o instituție. I-ați fi susținut investiția? Nu discut în acest moment, este un acord, nu era cazul, nu se discuta în Consiliul Județean despre acel acord. Era vorba despre numirea unui reprezentant al Consiliului Județean conform acelui acord în această asociere în participațiune. Ca urmare a acestui scandal, domnul Vela a motivat revenirea la demisia domniei sale. Vă rog să mă credeți că nu acesta este motivul pentru care domnia sa a dorit revenirea. Eu consider, eu o să vedeți în zilele următoare ce se va întâmpla la nivelul vieții politice în județul Caraș-Severin. Eu nu o să răspund și nu voi face referiri la astfel de declarații în care cineva vine și condiționează investiții pentru a da motivație altcuiva să revină la eventuale demisii. Nu l-a forțat nimeni pe domnul Marcel Vela să demisioneze, ba chiar în ședința în care dânsul și-a anunțat demisia, l-am întrebat din ce cauză își dă demisia, mi-a spus foarte simplu că nu el a candidat la președinția Consiliului Județean. Nu cred că s-a modificat cu nimic datele problemei. Nu revine sau nu putea să devină președintele Consiliului Județean. Motivația pe care dânsul a dus-o că dorește să salveze